Am anunțat deja de dimineață că subiectul pe care l-am ales pentru seara aceasta l-am intitulat Principii pentru o nouă reformă. E adevărat, ne dorim o trezire spirituală fiecare dintre noi. Dar de la bun început vreau să vă spun că o trezire spirituală durează foarte puțin. Este ca un fel de vârf de munte pe care ajungem, dar oamenii nu locuiesc pe munte. Coboară. Urcăm, urcăm, ne bucurăm de priveliștea care o avem și apoi coborâm înapoi la viața de fiecare zi. O trezire spirituală, din păcate, durează destul de puțin. Se spune că, în medie, astăzi, o trezire spirituală durează până la 18 ani maxim. Cea mai mare trezire spirituală care s-a cunoscut în istorie, cea din faptele apostolilor, a durat 29 de ani ne-am dorit, nu așa, să stăm tot în, la înalta tensiune a unei mari treziri spirituale. Dar, așa cum spuneam, procesul acesta ține destul de puțin. Durează destul de puțin o trezire spirituală. Avem nevoie din când în când de o trezire spirituală, de o reinvigorare a Bisericii lui Hristos, dar în același timp ar trebui să căutăm mai degrabă o reformă care să dureze sute de ani, dacă vreți. După ce Luther a fost folosit de Dumnezeu pentru reforma pe care el a introdus-o în Biserica vremii lui, iată, din 1500 până astăzi, o lume întreagă beneficiază de schimbările acelea radicale pe care le-a adus reforma. Dar o trezire spirituală, despre care spuneam că durează destul de puțin, ea este și un proces în care ea se pregătește. Nu vine așa dintr-o dată peste noapte o trezire spirituală. Am auzit azi dimineață despre uh, un om al lui Dumnezeu din Anglia, uh, special, pe care a predicat zeci de mii de predici, zeci de mii de predici înainte să aibă loc o trezire și o schimbare a țării lui. Nu? John Wesley a călătorit pat, peste 400 de mii de maile călare pe cal, ca să vestească evanghelia. Este un lucru extraordinar. Nu se petrece o trezire spirituală peste noapte. Este un efort uriaș în spatele ei. Marea trezire din America a fost precedată de predicile lui Whitefield. Whitefield a predicat 500 de predici pe an și a predicat timp de 20 de ani. Acum, câteodată sunt obligat, mai ales când se fac dări de seamă, nu? dare de seamă! Dai socoteală, nu? Mi-am făcut inventar odată câte predici am ținut într-un an. Am găsit vreo 120. Până la 500, cale lungă. Gândiți-vă, sunt 52 de duminici în an. 51, 52 într-un an. Să predici 10 predici într-o săptămână, nu? E un lucru extraordinar. Omul acesta a predicat peste 500 de predici în fiecare an, timp de 20 de ani. Trezirea spirituală, Marea Trezire din America, nu a apărut așa la întâmplare, așa dintr-o dată, peste noapte. A fost munca și răspândirea Evangheliei, un efort neobișnuit care a pornit această Mare Trezire spirituală. Dacă citiți în cartea lui Nemia, de exemplu, Nemia s-a ocupat 12 ani de reinstruirea poporului său în legile lui Dumnezeu. Uita să relegea lui Dumnezeu. 12 ani i-a tot învățat înapoi legea lui Dumnezeu. E adevărat, țara se transformă, așa cum am cântat, când ea este expusă la puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Binecuvântată este biserica aceea care are cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător, care schimbă și transformă sufletele oamenilor. În seara aceasta, aș vrea să parcurgem mai multe pasaje din scriptură, într-un efort de a găsi câteva principii care să ne ajute să experimentăm, și ca biserică, dar și ca persoană, o reformă, o transformare radicală veți vedea că cele mai multe lucruri despre care să discutăm în seara aceasta sunt atitudini. Moștenite, învățate, cine știe de unde le-am le luat, de care trebuie să scăpăm, pentru că ele sunt deosebit de păgubitoare pentru viața noastră și pentru înaintarea cuvântului lui Dumnezeu. Spuneam că într-o nevoie de reformă, ca biserica să poată avea un viitor strălucit, așa, biserica aceea are nevoie de anumite lucruri la care să renunțe. Trebuie să renunțăm la o serie de lucruri care nu sunt bune, pe care le-am făcut de când lumea, nu? De când ne știm noi, așa am moștenit noi. Sunt lucruri care, la care trebuie să renunțăm. Apoi sunt lucruri noi pe care trebuie să le adoptăm ca să se schimbe mentalitatea noastră și modul de a vedea lumea. Haideți să începem cu uh, prima, care este de fapt o mentalitate, uh, mentalitatea conspirației. Trebuie să abandonăm această mentalitate a conspirației. Este un cuvânt pe care îl găsim în Isaia, capitolul 8, versetul 12. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el. Și nici să nu vă speriați. Nu numiți uneltire, nu numiți conspirație, tot ceea ce spune lumea că este conspirație. Acum este la modă în America teoria conspirației, șai, cineva o coace în ascuns, așa, în întuneric, ca să ne termine, să ne termine pe noi creștinii. Dacă intrați cumva pe YouTube, nu? și puneți cuvântul ăsta conspirație, o să vă îngroziți. Eu cunosc deja oameni îngroziți, gata. Nu? Fima ăștia care se ocupă de dezastrele, așa, pregătesc lagăre de concentrare pentru noi creștini, nu? Pa, titluri mari peste tot, în ziare. Milioane de creștini din America să fie băgați în lagăre de concentrare. Ce, Hitler a fost nothing față de Obama. Ce o să facă asta cu noi? În Texas undeva sunt pregătite câteva milioane de sicrie pentru noi, din fiberglass. Vă dați seama ce lux, nu o să murim oricum, ne bagă în fiberglass, în sicrie, le-au pregătite toate pentru noi. Conspirația aceasta este îngrozitoare, modul acesta de a vedea lumea este absolut îngrozitor. De fapt... Conspirația ce înseamnă? Un grup mic de oameni care încearcă să-și impună punctul lor de vedere asupra celorlalți. Nu? Sunt niște elite din asta, niște minți din asta malefice, care o coc ce o să, termine, să termine cu noi. Și foarte ușor intrăm în modul ăsta de a gândi. Când Biserica lui Hristos gândește în acești termeni ei și noi, nu? ei mulți, noi puțini ei sunt pregătiți cu totul, armele toate să ne termine pe noi. Frica aceasta de oameni ne face să ne retragem, ne retragem în ghetto-ul nostru mic care se numește biserică. Nu mai ieșim afară. Ne simțim efectiv izolați de acești atacatori, nu? E adevărat, conspirația există. Dar nu ne folosește la nimic să ne preocupăm de ele, cu ele. Știți că Dumnezeu nostru e mai mare decât toate, decât toate forțele rele care lucrează în ascuns împotriva noastră? Știți că împreună cu Domnul noi suntem majoritatea în acest univers? Știți că împreună cu Dumnezeu nu putem să fim decât mai mult decât biruitori? De ce uităm astea? Pentru că ne focalizăm nu pe Dumnezeul nostru, ci pe dușmanul nostru din umbră care. Pregătește ceva teribil împotriva noastră. Când gândim așa, în termenul acestea conspirație, ne retragem din societate, ne izolăm. Probabil ne, o să ne comandăm un buncăr, nu? Sunt creștini astăzi care își comandă buncăre antiatomice. În Montana și undeva prin munți și pregătesc tunele de supraviețuire. Se înarmează până în dinți, nu? Au depozite de alimente pregătite de serios pentru timpurile alea grele, nu? Păi, gândiți-vă în anul 2000 la White okay, nu? Câte apă am stocat noi prin garaje și canuri de fasole, nu? Și cine știe, nu? Dacă vine Anticristul, nu? Îi dăm ceva fasole și fuge. Apropo, dincolo de, de zâmbe, dar uh, erau creștini care credeau că uh, demonii pot să fie alungați și cu mirosuri urâte. <laughs> uh, preocuparea cu conspirația va sfârși provocând pe alții la acțiuni ostile împotriva noastră. Există o istorie foarte, foarte simpatică în, în Sfânta Scriptură. Și dacă vreți să vă uitați, o găsiți în uh, cronici, cronici, capitolul 19. Uh, este o situație hazlie, de-a dreptul hazlie aici. A murit Nahash, împăratul lui, lui Amon. Lui Amon. Uh, computerele de astăzi este Amon, nu Amnon. Da, computerele de astăzi scriu cele trecelor prin cap. Uh, a murit acest amonit, împăratul Nahaș al Amonului, a amoniților, și David a vrut să fie om de treabă, milos. A trimis o delegație la mormântare, domnule. A trimis o delegație să-i mângâie pe cei care au rămas, mai ales pe fiul lui, lui, lui Nahaș, pe Hanun. Apropo, să nu numiți, să nu botezați copiii cu nume din astea biblice în felul ăsta, Nahun. Așa, și s-au dus să-l mângâie pe Nahun, o delegație specială acum din partea lui David, nu? Să-l mângâie că a murit ai S-au -so. dus la mormântare, probabil cu flori, cu coroane. Cine știe care erau obiceiurile pe vremea aceea? Și uitați ce s-a întâmplat. că căpetenile, căpetenile fiilor lui Amon au zis lui Nahun, crezi că David își trimite oameni să te mângâie ca să cinstească pe tatăl tău care a murit? Aiurea, oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și să o nimicească și ca să îi, scodeasc îi scodească țara? Dintr-o dată, delegația asta care a venit la mormântare erau spioni. Să coace o conspirație împotriva noastră. Ăștia au venit să studieze țara. Cum acest Nahun nu avea experiență, s-a lăsat păcălit și dus în eroare de sfet lui. și ce au făcut cu oamenii care au venit la mormântare? Le-au tăiat barba, le-au tăiat bărbile și ascultați ceea ce cel mai simpatic aici, așa, le-au tăiat bărbile și le-au tăiat hainele pe la mijloc, până la brâu. Ascultați-mă bine. Și nu cred că le-au lăsat partea aia bună. și au trimis acasă. Când a auzit David ce au pățit oamenii trimis la mormântare, nu? veneau cum veneau și fără barbă și fără haine, a trimis imediat să îi îmbrace, E ascuns undeva până a crescut barba. Că pe vremea aceea era o mare rușine să n-ai barbă. Astăzi se pare că lucrurile sunt inverse. Eu am foarte mult de suferit din pricina bărbii mele. Ia, pentru că sunt bărbați, ok, care n-au voie să-și lase barbă, de, de, nu lasă nevestele, nu? Și atunci pe cine să se răspundă, domnule? Păi, care au barbă, nu? E clar. I-a ascuns până le-a crescut barba la ăștia și a îmbrăcat, bineînțeles. Ce s-a întâmplat este că ăștia nu numai că au făcut ce au făcut, dar au trimis imediat și au angajat mercenari să-și apere țara. Domnule, acum după ce au venit spionii și au plecat, cum au plecat, s-au pregătit de război. Și David s-a trezit un război cu verișorii lor, cu Amon, nu? Și versetul 18 din același capitol spune că în bătălia aceea, David le-a ucis oameni de la șapte mii de care de război. Șapte mii de care! Oamenii de la șapte mii de care de război și 40 de mii de pedestrași, infanterie, 40 de mii de oameni. Gândiți-vă câte moarte și câte suferință a urmat pentru că cineva a gândit în termenii conspirației. Când gândești așa, faci acțiuni care stârnesc reacții împotriva ta. Trebuie să abandonăm modul acesta de a gândi, pentru că este periculos. Și Domnul spunea în Isaia: să nu numești uneltire, conspirație, tot ce numește poporul ăsta conspirație, pentru că nu este adevărat. Nu este adevărat. Biserica de astăzi trebuie să abandoneze modul ăsta de a gândi pentru că atragem reacțiile celorlalți împotriva noastră, nu? Într-o zile te bărbile, hainele, cine știe ce facem cu ei, nu? Vine unul la biserică, aha, a trimis Obama ceva spion la noi. Nu? Apropo, eu cred că a fost în biserica de dincolo cineva care a fost trimis special, acum nu personal de Obama, dar de nevastă sau probabil. <laughs> I s-a stricat mașina sau nu știu ce și a venit la noi la biserică și a venit și dimineața și seara și ne-a înregistrat și a filmat și așa. Cred că s-a interesau să vadă cât de periculoși suntem. Nu? Cât de periculoși suntem. Tare mă tem că au tras concluzia că suntem. Pentru că cineva chiar în, în zilele acelea a spus niște fraze absolut incendiare pentru care nu ești bine văzut în America. Da, mă rog, asta s-a întâmplat. S-a întâmplat în biserica noastră. Nu avem voie să gândim în termeni aceștia pentru că este extrem de păgubitor. Trebuie să vedem că deasupra tuturor evenimentelor din lume nu sunt conspiratorii, ci Dumnezeu care conduce lumea. Lumea nu este condusă de grupul celor Bilder, Bilderberg, nu? nu ăștia conduc lumea, domnule. Nu conduce unul, nu conduce Obama, nu conduce, o conduce Dumnezeu. Lumea asta este condusă de Dumnezeu. Un al doilea lucru care vreau să-l menționez este să abandonăm odată pentru un, întotdeauna această manie a persecuției minorității. Noi suntem o minoritate persecutată. Cu asta am venit din România. Pentru că așa am fost. nu așa? ne-au marginalizat. Știți, asta este cuvânt post-revoluționar. Ne-au marginalizat. Cum? În primul rând ne-au trimis la marginea orașului. Nu? Că acolo erau bisericile noastre la marginea orașului undeva. Nu? Trebuia să fie o biserică într-o casă în care să nu se cunoască că e biserică. Când s-a construit biserica din Arad, biserica Gloria din Arad, prima autorizație care au primit-o frații de construirea bisericii a fost o fel de hală industrială, ca așa semăna, fără geamuri. Nu avea geamuri absolut deloc, pe niciun fel, și intrarea în biserică trebuia făcută din subsol, de undeva. Ne-am revoltat din toate cunoștințele noastre inginerești și ne-am apucat și am transformat proiectul și am făcut cum trebuie să fie o biserică, nu cum au vrut tovarășii. A fost primul act de neascultare socială noastră de pe vremea aceea. E bine, Asta a însemnat o mentalitate care ni s-a impus de un sistem o stil bisericii. Voi sunteți puțini, sunteți o minoritate, sunteți o cantitate neglijabilă, sunteți tolerați uh, în statul nostru și am venit cu asta în noi. Am întâlnit foarte mulți frați de-a noștri pentecostali în România și astăzi, care au în ei această mania persecuției. Noi suntem persecutați, domnule, de data asta de ortodoxi. Ăștia sunt 90 și ceva la sută și ne termine, domnule, patriarhul în frunte cu... sunt pe noi țin minte că am fost la o conferință în care unul după altul se plângeau de persecuțiile acum bisericii dominante asupra minorității pentecostale. El am spus, mă, oameni buni, să vă iasă din cap treaba asta. Noi pentecostale din lume, astăzi, suntem a doua mare religie. După catolici suntem noi, ortodoxi și sunt undeva departe de tot față de noi pentecostale. Dar nu mai spune când auzit ce mulți suntem, noi s-au mai înviorat un pic, nu? Dar oare ce am făcut cu Dumnezeu care, care este stăpânul nostru și tatăl nostru ceres? De ce l-am scos din ecuație? De ce ne temem de, de, ei? Nu? De ce ne temem de ei? Că sunt mai mulți, ca au arme, ca au ce ca ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem că sunt mai mulți cu noi decât sunt împotriva noastră. Așa cum s-a rugat profetul pentru robul lui, să-i deschidă Dumnezeu ochii să vadă. Și să spunem, Doamne, dar noi suntem majoritatea aici. Noi nu suntem nobody, nu suntem nimeni. O insuliță românească, așa, într-o într mare engleză, nu? toți vorbesc altfel decât noi în jur. Mania aceasta persecuției unei minorități ar trebui să o abandonăm. Modul în care ne percepem ca entitate în lumea aceasta ne afectează acțiunile. Țineți minte că iscoadele evreilor, cele 12 iscoade, cei 12 spione evreilor, au plecat în țara promisă, Nu să o vadă, și au venit înapoi cu rapoartele. Zece din ei, au formulat raportul așa, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, numeri 13, versetul 33. Și apoi au mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. <laughs> înaintea noastră și față de ei, noi suntem niște lăcuste. Când tragi concluzia că ești o lăcustă, te porți ca o lăcustă. E? Știți că Dumnezeu s-a supărat enorm de mult pe ăștia, pentru că îl scosese pe Dumnezeu din imaginea Universului. Dumnezeu nu exista, existau numai uriașii. Îmi place așa de mult istoria lui David, mai ales lupta lui cu Goliat, pentru că o țară întreagă vedea un uriaș mare, nimeni nu se poate lupta cu el. Și a venit un băiat de acasă să ducă de mâncare la frații lui la război. Erau faine războaiele pe vremea aceea, nu? La 12 toată lumea era la lunch. <laughs> Le-a dus brânză, cred că de la oi, de acasă. Așa. Și între timp a auzit că e un uriaș, domnule, care își bate joc de poporul lui Dumnezeu. Și toată lumea tremură. Oh, e un uriaș care ne mănâncă, ne omoară pe toți. Și șobanelul ăla s-a uitat la, la uh, Goliat și a zis, mă băieți, ăsta e un uh, mort deja, ăsta e un mort în picioare. Ăsta a făcut o gafă mai mare decât el. Ăsta s-a luat de Dumnezeu, mă, mă, oameni buni. Și cine se ia de Dumnezeu, îi mor deja. Nu îmi trebuie decât o piată să-l termin pe ăsta. Și apoi, hai să fim serioși, ce David. Ăsta așa de mare, că trebuie să fii un țintaș foarte prost să nu lovești. Nu? Trebuie să fii foarte prost țintaș să nu lovești, cât e așa de mare. Nu? A plecat la, la luptă și l-a biruit, pentru că el vedea istoria altfel decât vedeau ceilalți realitatea din jurul lor. Acordăm ca și minoritate o importanță foarte mare majorității. Înaintea lor și față de ei suntem niște lăcuste și apoi ne purtăm ca și niște lăcuste. Ca și când Dumnezeu nu există, ca și când Dumnezeu nu poate. Mentalitatea aceasta este extrem de păgubitoare. Biserica de astăzi este un prinț fricos și complexat. Gândiți-vă, un prinț, nu? este fiul regelui, merge la țară, se îmbracă ca și țăranii și e complexat în mijlocul țăranilor. Se teme că ficiorii din sat o să-i tragă o mamă de bătaie, de să teme că fetele nu-l vor. nu? Așa se poartă astăzi Biserica lui Hristos, mireasa lui Hristos în această lume. Ne temem, suntem complexați, dar noi suntem fiii lui Dumnezeu, suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Cu noi este toți. Dumnezeul nostru, este mai puternic decât toți. Noi suntem în mâna Domnului și mâna Domnului în mâna Tatălui și nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. De ce avem o asemenea, un asemenea complex? Pentru că am început să gândim că noi suntem o minoritate și ei sunt ăia mulți. Un al treilea lucru despre care trebuie să vorbesc și pe care biserica ar trebui să schimbe mentalitatea asta, ar trebui să ne schimbăm mentalitatea asta de defensivă în ofensivă. Tot timpul ne apărăm, tot timpul ne baricadăm în spatele zidurilor bisericii și ne păzim de lume. Să nu intre lumea peste noi. Dar nu mai spuneți. Nu este gândirea asta oare lumească? Ne baricadăm, ne izolăm de ceilalți și ne apărăm tot timpul. Păi dacă sunt mulți, dacă este o conspirație malefică împotriva noastră, nu? Singurul trebuie să ne apărăm. Ne facem un buncăr subteran care se numește biserică. O îngrădim cu tot felul de legi și reguli. Să nu intre cumva dușmanul între noi. Culmea, dușmanul ăsta trebuie să-l convertim, să-l întoarcem la Domnul, nu? Dar ăsta e pierdut, lumesc, firescu. Avem o întreagă nomenclatură de termeni pentru periculoși din jurul nostru, nu-i așa? Și atunci biserica, dintr-o dată, nu mai este un loc pentru păcătoși. Ce este un fel de borcan de conservați sfinți. De conservat sfinți. Încercați la unele dintre buncările acestea să penetrați dacă nu vă îmbrăcați cum vă comandă ei, acolo nu se pătrunde. Dacă nu credeți cum cred ei, no way, oh, Ne izolăm și în loc să fim o armată în ofensivă, cucerind lumea pentru Hristos, ne temem să nu ne cucerească lumea pe noi. Știți că Biserica din Ierusalim a, a, abordat o asemenea mentalitate. Și au vândut averele adevărat, le-au pus, au pus banii la picioarele apostolului și au păpat. Că pe urmă dat de sărăcie Lucie, au trebuit să-i ajute neamurile, așa. Și în loc să meargă cu Evanghelia în toată lumea, au așteptat să vină lumea la ei să-i ajute. Au devenit un borcan de conservat sfinți. De aceea, Dumnezeu a trebuit să folosească Biserica din Antiohia, care a devenit prima biserică misionară. Și prima dată când au fost numiți ucenicii Domnului creștine, au fost numiți nu la Ierusalim, în Antiohia. Pentru că cei din Antiohia au pornit la ofensivă de a cuceri lumea pentru Hristos. L-au luat pe Pavel și pe Barnaba și au spus, mă, voi sunteți buni de misionari. Și au pus mâinile peste ei și au trimis misionari. Sau supărată din borcanul de la Ierusalim. Rău de tot ce caută ea prin lume, domnule, auzi. Îi convertesc pe neamuri. Ar trebui să înțelegem că suntem o armată în ofensivă, nu apărându-ne tot timpul de alții. În Proverbe 21 cu 21, ni se spune că înțeleptul Cucerește cetatea, înțeleptul cucerește cetatea vitejilor. Marea trimitere nu este marea defensivă, marea apărare să nu vină lumea peste noi, ci este marea ofensivă de a cuceri lumea. Mergeți până la marginile Pământului. Mergeți și cuceriți noi teritorii pentru Hristos. Cuceriți suflete pentru Domnul. Resemnarea și defensiva paralizează complet biserica de astăzi. Știți că cele mai mari cheltuieli pe care biserica de astăzi le face este pentru confortul personal? Există o istorie și ar vrea să o traducem în limba română, să o aveți cu toții. Se numește stația de salvare. Pe malul mării, unde naufrageau foarte multe nave datorită locului primejdios și a vânturilor din zona respectivă, naufrageau corăbii și localnicii din satele acelea fugeau să îi salveze pe cei care se necau. Foarte curând au construit o clădire pe malul mării, au pus un far luminos și erau gata, pregătiți cu tot ce trebuie, cu bărci, cu absolut să-i salveze pe ea care erau gata să, să se nece. A mers treaba bine, dar le-a mers vestea ce salvatori mari sunt ei și au venit oameni să-i vadă și au pornit și ei să povestească câteva se-au salvat și câte suflete au salvat și au făcut colecte prin alte locuri pentru dezvoltarea stații lor de salvare. Și stația lor de salvare a ajuns foarte mare într-o zi Veneau pelerini din toate părțile să învețe cum să salveze naufragiați, nu? Pentru că veneau, trebuia să dormă undeva, și era și un hotel în care dormeau peste noapte, și apoi aveau și un restaurant. Și dacă tot ai dus până acolo, erau și un magazin în care puteai să cumperi niște amintiri despre treaba aia, te dotai cu manuale, cu CD-uri, cu DVD-uri, cum să salvezi oamenii, ok? Dar știți că în procesul ăsta corebile se necau și oamenii mureau pentru că nu i-a salvat nimeni, că era mult mai profitabil industria de pe țărmă. Nenorocirea este, asta este biserica de astăzi. Cheltuim probabil 90% din tot bugetul nostru pentru confortul nostru de aici. Misionari? Ce a apucat domnule pe ăștia, Nu? Nu să stea așa acasă ca toată lumea? Am, am, am cunoscut o familie, era un doliu, domnule. Fica lor pleacă misionar. Toate visele lor s-au înăruit, domnule. Să se mărite, să aibă nepoței, să fie femeie la casă. Asta pleacă misionară. Au nebunit, plângeau. Era, era dezastru. Și știi că erau pocăiți? Ar trebui să abandonăm odată pentru totdeauna modul ăsta de a gândi. Ne apărăm când, de fapt, ar trebui să fim în atac și să cucerim lumea pentru Domnul. Știți că atât cât bate talpa piciorului nostru, atât ne dă Domnul nouă. Când evrei au intrat în Canaan, Dumnezeu le-a spus, Merge și cuceriți-l. Cât bate talpa piciorului vostru, e al vostru. Eu cred că evrei Până și astăzi regretă că n-au umblat mai mult. I-au dorut picioarele. Păi dacă mergeau un pic mai sud, luau uleiul arabilor, nu? Au stat numai acolo. Dacă ar fi cucerit toate teritoriile acelea... Thank you so much, sir. Oh, God. You are saving people today. De fapt, mi-am luat două sticle de acolo, dar una am băut-o. Suntem chemați la ofensivă și nu la defensivă aceasta permanentă în care își petrece biserica și își consumă toate energiile. Țin că am predat un curs la seminarul de la București și într-o pauză Studenții nu mai plecau, erau în jurul meu și m-au întrebat, zice, frate, ce ne sfătui să facem? Așa, foarte concret, să vestim Evanghelia la alții. Ce să facem, frate? Zice, toate microfoanele sunt ocupate. Nu? Terminăm, domnule, școala, zicea asta. Ne-am ne ros pe băncile școlii, știți, ideea românească, nu? Ros catele. Și plecăm, zice el, și toate microfoanele sunt ocupate, toate posturile de bune de păsori din țară sunt ocupate. Ce o să facem noi, domnule? Cum să vestim Evanghelia? Dacă mergem să predicăm undeva, a, păi, au program deja făcut, nu ne mai primesc. Și atunci le-am dat o idee, am zis, Bă, băieți, e iarnă. Eu, dacă aș fi în locul vostru acum, aș face o echipă de ficiori, că toți erau bine hrăniți, teologi, nu? Și aș face o colectă așa de la toată lumea, am cumpărat un motor de la de tăia lemne și am umblat în toate suburbiile astea Bucureștiului pe rând și le-am spune, noi suntem studenți de la teologie și am vrea să vă tăiem lemnele astăzi spre gratis. Zice, mă, băieță, dacă voi ați face chestia asta, toate stațiile de televiziune ar veni după voi, ați fi pe prim plan. Pentru că nu s-a mai auzit de când lumea pop să taie lemne la enoriaș. Nu? Că tot invers îi, nu? Trebuie să tai la prea sfânția sa, să-i tai lemnele, nu? Probabil un pic tăia din lungul nasului. Și le-am zis, dacă voi să face chestiunea asta, s-ar întâmpla lucruri extraordinare. Ați veste Evanghelia într-un mod surprinzător, și s-ar întoarce oamenii la Dumnezeu. Și când ați terminat facultatea, ați avea și biserică. Fiecare dintre voi ați avea o biserică undeva, printr-un cartier din București. Pentru că oamenii vor să vadă creștinii în ofensivă, nu stând și apărându-se în spatele icoanelor și a bisericilor. <coughs> Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru cu cei necredincioși, cu cei care sunt dușmanii noștri. Știți că ăștia sunt într-o într ofensivă e, e, îngrozitoare împotriva noastră? Știți că au succes? Să duc, de exemplu, într-un orășel mic, află unde dacă este un judecător în orășelul ăla e, care simpatizează cu ei, ateii. Okay? Se duc și dau un tribunal cimitirul din oraș care cruci. Și judecătorul le dă câștig de cauză că e de-a lor. Și se stabilește un precedent în cazuistica judecătorească că trebuie să scoți scrucile din cimitir. Și apoi cimitir după cimitir este cucerit de oameni aceștia care își impun punctul lor de vedere. De ce suntem noi mai puțin deștepți? De ce n-am putea face cluburi creștine în licee, unde nu e voie să pui numele Domnului? Și dacă nu ne dă voie să ne închinăm lui Hristos, așa cum ne dă voie legea, dăm în tribunal liceul acela, nu? Ne alegem și noi un judecător creștin care gândește ca și noi și câștigăm cazul și înaintează cauza Evangheliei. Dar noi stăm și așteptăm, tremurând, de frica lor. Știți că Dumnezeu, E de partea noastră? Știți asta? Știți că cu el suntem mai mulți decât biruitori? Știți că creștinii au cucerit lumea cu bâna goală, puțin, singuri și persecutați? Știți că Evanghelia a ajuns până la noi în, în ofensiva aceasta a creștinismului? De ce o abandonăm și încercăm alte metode? Un alt lucru care trebuie să-l învățăm este că schimbările sunt un proces. Nu sunt un eveniment. Nouă pocăiților ne plac evenimentele, nu-i așa? Wow! Ceva sărbătoare și dacă se dă și masă, e the best! Free lunch! Sărbători, evenimente mari de tot. Știți că schimbările care Dumnezeu le face uneori sunt procese și procese îndelungate. În, în Cartea Sfântă găsim niște versete foarte interesante. De exemplu, în Exodul, capitolul 23, iată ce spune versetul 29. Nu-i voi izgoni pe cananiți într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Și le voi izgoni încetul cu încetul, încetul cu încetul, pas cu pas, dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intre în stăpânirea țării. Procesele uneori sunt așa, încetul cu încetul. Asta nu ne plac nouă, nu-i așa? Vrem instant coffee, microwave society, nu? Două minute, ciorbe gata. Wow! Știți că Dumnezeu face schimbările încetul, încetul în noi? Știți că și duminica asta și cealaltă, și anul ăsta și următor și așa mai departe, expus la cuvântul lui Dumnezeu, încet, încet, te schimb, te transform. Scoate Dumnezeu afară din tine păgânismul și încetul cu încetul te cucerește Dumnezeu. Biserica ar trebui să vadă lucrurile astea. Sunt oameni care nu iubesc deloc procesele, iubesc numai evenimentele. Și apoi nu ne place să tot așteptăm, noi așa? Mai ales în societatea de astăzi. Sunt oameni care spun așa, totul sau nimic. Știți că de obicei îi capătă nimic? De obicei, nimica, cu nimica să aleg. Totul sau nimic. Ar trebui să ne bucurăm de micile victorii, de mici pași, mici pași pe care îi facem înaintea, în, înaintarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Eu cred că Biserica Agape de aici este un asemenea pas mic în viitorul nostru frumos. nu așa? La început a fost un hotel, două luni de zile. Apoi a fost o sală de reparat mașini, doi ani de zile, doi ani și ceva. Și apoi a fost un magazin de vândut mobilă. Și apoi Dumnezeu ne va da o clădire mult mai mare în care ne vom duce. Eu așa cred. Cred în victorii mici. Cine crede că Biserica lui Hristos e un balon din ăsta care se umflă repede, așa, o ciupercă care se naște după ploaie, un burete din ăla mare, ăla se înșeală foarte rău. Știți că baloanele se sparg, și nu le trebuie mare lucru, un simplu ac. Bum. S-a terminat. Ar trebui să ne mulțumim cu, progr cu progresele mai mici. Numărul 5. Ar trebui să fim foarte determinați și hotărâți. Și ar trebui să abandonăm odată pentru totdeauna uh, mania asta, mentalitatea asta de misionării. O, oh, e greu. Nu mai, nu mai mă duc. Ai cuet. De multe ori spun tinerilor, și încă o dată le spun, nu vă supărați pe mine. Dar eu fac parte dintr-o generație de luptători. Băieți, ascultați-mă, părinții voștri, fac parte dintr-o generație de luptători. Ăștia s-au luptat cu securitatea, s-au luptat cu colectivul, cu secretarul de partid, s-au luptat cu sărăcia, s-au luptat cu Dunărea, s-au luptat cu limba engleză și s-au luptat cu ea, așa acum... Ok? Noi suntem o generație de luptători. Și credem că ne vine foarte greu să acceptăm o generație de quitters. Foarte greu să acceptăm asta. Ne este absolut imposibil să o acceptăm. Nu, nu mai mergi la școală. Nu. Deci, ai dropped the class. What? De ce mă? It was hard. But in September he dropped another class. Forma dropped everything. No, because maybe they hasn't called to make the school pay money today, not pay money. Then he dropped the class. Could've, pay money because when you drop a class, you drop my money. Okay, drop your own money. Interesant, acum se duce la școală și ea, ei, muncește pe banii lui. It's not quitting now. Foarte ușor să abandonez când plătesc alții, nu așa? Noi nu suntem obișnuiți să abandonăm, să demisionăm. Apostolul Pavel spunea în Galaten 6 cu să nu cădem de oboseală. Să nu cădem de oboseală. Dar în același timp, Ascultați-mă bine, sunt lupte care nu merită cucerite, dealuri care nu merită cucerite. Un înțelept își alege foarte bine luptele care le duce. Nu se bate oriunde. Oriunde este cineva cu sabia scoasă, se duce și el și se bate cu ala. No way! Trebuie să ne alegem corect luptele. Și apoi, așa cum spunea Apostol Pavel, să nu cădem de oboseală resemnarea, demisia, apatia, neimplicarea încep să devină parte din viața noastră și devine viața noastră așa. Oh, nu are timp, e greu, pocăința e grea, el are, nu are timp. Toate lucrurile să se nasc din această mentalitate de demisionar. Când dăm de greu, fugim imediat țin minte că într-o zi a trebuit să confrunt pe unul dintre prietenii mei și am spus, mă băiete, hai să spun ceva, o să te super pe mine, probabil nu o să mă ierzi niciodată, dar ascultă-mă bine ce spun acum. Ai abandonat asta, ai abandonat cealaltă, ai abandonat cealaltă și am dat o listă de vreo opt lucruri care le-a abandonat în viața lui și mari. Biserici pe care le-a păstorit, coruri pe care le-a dirijat, școli pe care le-am început, le-am spus, uite, viața ta este, comp este compusă dintr-o serie de demisii și o demisie o face mai ușoară pe aia alta. A plecat și a format o altă biserică într-alt stat și știți ce l-a spus la fraț? dacă dacă și acum -a abandonez, la că dreptate. A rezistat câțiva ani buni după care a dimensionat. Pentru că era greu. Avem nevoie de perseverență, să nu cedăm. Știți, lozinca revoluționarilor, noi nu plecăm de aici. Noi de aici nu plecăm. No? Asta este modul de a gândi a unui creștin. Noi de aici nu plecăm. Trebuie să pregătim calea unei noi generații. Trebuie să avem un plan de lungă durată. Și dacă este greu, trebuie să-l învingem. Dar, așa cum spuneam, sunt lupte care nu merită duse. Ascultați-mă bine. Nu vreau să mă acuză cineva că, dacă am dat de greutate la el, m-am luptat 10 ani. Am oferit toate șansele posibile. Dar când mi-am dat seama că este o luptă care nu mai merită dusă, un deal care nu merită cucerit, am început un alt greu și n-a fost ușor. Cei care am trecut prin acești primii trei ani ai Bisericii Agape știți bine că n-a fost ușor și nu o să fie ușor nici în continuare. Dar Domnul a fost de partea noastră și ne-a dat mare biruință. să vii să fie Domnul. Numărul șase, aș vrea să ne asumăm întotdeauna responsabilitatea și niciodată să nu zic, asta nu e treaba noastră. Asta nu e treaba noastră este. Este treaba noastră. Trendul contemporan este fuga de răspundere. Nu? Știți bine că sportul cel mai îndrăgit de astăzi este fuga de răspundere. Nu? Eu nu sunt vinovat. Nu? Este epoca exonerării. Dăm vina pe alții. Părinții sunt de vină că suntem așa. Educația, școala, societatea, everybody în afară de mine. Nu? I'm... Eu, eu sunt inocent întotdeauna. Toți sunt vinovați în afară de mine. Dăm vina întotdeauna pe alții. Ar trebui să ne asumăm responsabilitatea atunci când trebuie să ne asumăm. Biserica nu este doar procurorul națiunii, ci și soluția pentru problemele ei. Unii dintre noi credem că rolul nostru este să ne ridicăm și să condamnăm păcatul și pe păcătoși. Fine. Dar nu este numai asta rolul nostru. Rolul nostru este să oferim soluții. Este treaba noastră să oferim soluții la problemele cu care se confruntă lumea din care, în care noi trăim. Nu numai să o condamnăm. Știți că noi facem parte din această lume rea coruptă, așa cum zicem noi? Știți că facem parte din ea? Cine credeți că trebuie să se pocăiască dintr-o lume coruptă? Pocăiții care știu să se pocăiască, nu-i așa? Știți că mari oameni lui Dumnezeu și-au asumat păcatele neamului lor? Gândiți-vă la Moise, la Nemia, la Daniel, care au spus nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, noi am păcătuit. Și nu era adevărat. Dar el se identifica cu neamul lui și asuma responsabilitatea neamului său. Cred că biserica de astăzi ar trebui să organizeze zile de pocăință pentru păcatele Americii. În loc să ne ridicăm la toate tribunele și să arătăm cu degetul și să acuzăm cum face creștinismul contemporan de astăzi, mi-ar place să adune vreun milion de creștini la Casa Albă sau la, eu știu, la Capitoliu, să se roage și să postească pentru păcatele națiunii acesteia. Eu cred că dacă câteva milioane de creștini s-ar aduna la Washington să se pocăiască pentru un milion și jumătate de copii pe care țara asta e ucide în fiecare an prin avort, Dumnezeu ar avea milă de țara asta. Dar tot ce știm să facem este să se acuzăm de la Curtea Supremă în jos cu Obama și cu Congresul și toți republicani, alții democrați, tot timpul îi acuzăm, îi acuzăm, ce ar fi să ne pocăim în locul lor? Pentru că ei nu știu să se pocăiască mai fraților. Nu știu și n-au știut niciodată să se pocăiască. Dacă biserica de astăzi s-ar pocăi pentru păcatele națiunii ei, națiunea aceea s-ar putea schimba. Dacă poporul meu, spune Domnul, nu? Mă caută. Și Dumnezeu răspunde din cer. Care este poporul lui Dumnezeu? Ateismul american? Politicieni americani? Cine este poporul lui Dumnezeu dacă nu Biserica lui Dumnezeu de astăzi? Vreau să enunțul al șaptelea principiu. Trebuie să redescoperim conceptul de trup al lui Hristos, de unitatea trupului lui Hristos a Bisericii. Suntem așa de izolați unii de alții, divizați în denominații religioase, în biserici, până și cei de aceeași credință suntem divizați, că unul e mai la nord și altul e mai la sud, sau cine știe unde suntem, unul e mai mare, unul e mai mic, unul are barbă, unul n are. E de groază ce se întâmplă cu noi. Suntem trupul lui Hristos și nu suntem numai noi trupul lui Hristos, sunt și ceilalți trupul lui Hristos. Asta se promovează individualismul, nu așa? Peste tot. Tradiționalismul, nu. Bisericilor noastre uh, contemporane promovează izolaționismul. Noi suntem biserica noastră, denominația noastră, voi, nu avem nimic ca cu voi. Când auzim cuvinte care ne îndeamnă la unitate și la dragoste, știți, mai ales paima tuturor românilor, unitatea tuturor religiilor. Wow, ecumenism! O să ne facă papa, catolici pe toți! De-aia nu colaborăm cu nimeni. Este un concept foarte periculos de a nu colabora cu alții de a vedea dușmani în ceilalți. E o frică nejustificată de a coopera în Biserica lui Hristos astăzi. Ar trebui să vedem că reziderea Ierusalimului a fost o, o, o acțiune în care au cooperat toate familiile. Citiți, vă rog, în Nemia în, în și veți vedea, că oamenii s-au ridicat ca un singur om. Fiecare a zidit în dreptul familiei lui, în dreptul casei lui. Toți au lucrat împreună la reziderea. Ierusalimul. Ierusalimul. a fost rezultatul cooperării între oameni. Când unul zidește, celălalt dărâmă, nu-i așa? Suntem ca meșterul Manole astăzi. Și ultimul lucru care vreau să-l mențin, ar trebui să păstrăm întotdeauna rugăciunea și activismul împreună. Astăzi creștinii se împart în două tabere foarte mari, nu? se pare că lipsa de acțiune este justificată prin spiritualitatea rugăciunii. Noi ne rugăm, noi nu facem nimic, nu ne ducem, nu zicem, dar noi ne rugăm, noi nu mă ne rugăm, frate. În timpul lui Ceaușescu, dilema aceasta a fost foarte puternică. Biserica din Chicago, am fost invitați, era de fapt la poșcărie și în vremea aceea era băgat la poșcărie fratele Opriș, Victor Opriș din satul mare. Și am hotărât să plecăm în centrul orașului, la Daily Plaza, și să manifestăm împotriva lui Ceaușescu. O serie de frați foarte spirituali de biserică, frate, nu, noi stăm aici și ne rugăm, nu mai ne rugăm. Știți că credința fără acțiune, fără fapte, e moartă, nu? Credința fără fapte e moartă. Știți povestea aceea? Toți s-au rugat frații pentru un bar de noapte care era lângă biserică toți s-au rugat, s-au rugat, nu s-a întâmplat nimic. Și într-o zi, spre mare lor surprinză, era un flăcăr tot. A ars tot. Și a venit o soră mai bătrână la pastor și a spus, frate, eu i-am dat foc. De acum așa, zice, pentru că credința fără fapt e moartă, nu? <rătări> <rătări> Dacă tot, tot, ne rugăm, cineva trebuie să ia cutia de chibrite, domnule, nu? Trebuie să-și asume să responsabilitatea. Nu? E bine, e adevărat că pe partea aceea există foarte mulți activiști, nu? care nu se mai roagă. Când s-a reconstruit Ierusalimul, exemplul acela este extraordinar. Arma era într-o mână și unealtă de lucru în cealaltă. Cu asta ne apărăm, cu asta lucrăm. Eu cred că un creștin echilibrat știe să unească activismul cu rugăciunea. Există un echilibru între cele două. Un activist creștin care nu se mai roagă devine un pericol social, credeți-mă. Ăsta face o revoluție, trans... Cine știu, schimbă lumea, așa. Dar și un creștin care nu se roagă și nu face nimic, nu folosește la nimic. Ar trebui biserica de astăzi să învețe să menținem în echilibru cele două, spiritualitatea rugăciunii cu eficiența acțiunilor noastre. Există un, un verset extraordinar în acea epopee a rezidirii Ierusalimului, Bineînțeles, erau și dușmani, că nu se poate fără dușmani. Nu, iubiții noștri dușmani, nu o să putem scăpa de ei niciodată. Și un, un lucru care l-au făcut oamenii aceia foarte rău, zice, i-au supărat pe aia care zideau. Zice, nu-i supărați pe aia care zidesc. Nu-i supărați pe aia care zidesc cu spiritualitatea ta, care nu face nimic. Okay? Când noi am fost la lucru aici, la biserică, știți că am avut așa niște mărăciune așa sufletești pe ea că nu veneau să ne dea nicio mână de ajutor. O, oh, ei se rugau pentru noi, sigur că da. Se rugau pentru noi. Apreciem foarte mult faptul că se a rugat pentru noi. Dar ar fi fost grozav să vedem și la lucru, măcar câteva zile, nu? Ar fi fost fantastic. Apreciem faptul că unii se roagă pentru noi, dar n-ar strica să-l viziteze și pe casierul bisericii din când în când, nu? Că bietul om are sunt să simte singur. Așa, frate, nu <laughs> fac. Când se uită în registre, intră în depresie. Vizitați-l. Deci, uniți spiritualitatea cu acțiune. Nu se poate altfel. Unii vor să fie numai duhovnicești și nu fac nimic, nu dau niciun ban. Dar nu e bine nici partea aia altă. Numai să lucrezi și să nu te mai rogi. Iar e pericol. Creștinul Știe să păstreze aceste lucruri în echilibru. Ca o concluzie, Biserica, care va avea viitor, va ști să abandoneze obsesia conspirației, va ști să refuze mentalitatea minorității persecutate, va îmbrățișa ofensiva ca strategie a Bisericii, va înțelege că schimbările sunt procese și nu evenimente, nu va cădea de oboseală în fața greului. Șase își va asuma responsabilitățile pentru generația ei, pentru țara în care trăiește, și șapte va recupera conceptul de trup al Bisericii lui Hristos, va coopera și va lucra în unitate cu ceilalți și va ști să unească rugăciunea cu acțiunea. Iată câteva lucruri care pot duce la o reformă majoră a Bisericii de astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca lucrurile acestea să le înțelegem și să le practicăm. Cel mai bine este să cerem ajutorul Domnului într-o rugăciune, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru cuvântul care ne l-a dat, pentru părtășia care am avut-o cu familia Olson, să ne rugăm Domnului pentru ei, călătoria care mi-au de făcut prin America să fie sub călăuzirea Domnului.